Consiliul Național al Cercetării Științifice a derulat un amplu proces de evaluare și clasificare a editurilor și revistelor cu profil umanist din România și Republica Moldova. În acest context, rezultatele editurii Universității Ștefan cel Mare din Suceava sunt cu totul semnificative. 4 dintre revistele științifice ale universității, 3 în domeniul filologie și una în domeniul istorie și studii culturale, au fost clasificate în categoria B. Este vorba despre revistele Meridian Critic, Anadis și Atelier de Traducțion, în domeniul filologie și Codrul Cosminului, în domeniul istorie și studii culturale, reviste aflate deja de ani buni în prestigioase baze de date internaționale. Pentru domeniul filologie, editura însă și-a fost clasificată în categoria B, alături de câteva dintre editurile prestigioase din România. Conform metodologiei de evaluare și clasificare a editurilor, în urma evaluării, editura USV face parte din categoria editurilor cu un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu un potențial evident de dezvoltare. Conducerea Universității Ștefan cel Mare din Suceava acordă o importanță deosebită dezvoltării editurii USV, alocând toate resursele necesare, materiale și umane, pentru ca în viitor să devenim mai buni, mai competitivi într-o piață editorială aflată an de an într-o competiție acerbă, a declarat coordonatorul editurii USV, lector universitar dr. Victor Andrei Cărcăle.